În seara asta aș vrea să vă uh, atrag atenția dumneavoastră asupra unui verset pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus un cuvânt al Domnului. Uh, îl găsiți în Matei 19, 26. La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate uh, lucrurile sunt cu putință. Pentru oameni este imposibil. Dar pentru Dumnezeu totul este posibil. Totul este posibil. Mi-am intitulat predica într-un mod mai ciudat, l-am împărțit pe imposibil în două și am ilustrat aceast, această încercare de a sări de la imposibil spre posibil, folosindu-ne de un cuvânt foarte banal, un cuvânt pe care îl auzim destul de des în vocabularul nostru, cuvântul poate. Spurgeon a spus, există un poate pentru toate lucrurile vremelnice. Este foarte profundă afirmația aceasta, pentru că vom învăța în această seară că uh, cuvântul acesta ne poate conduce la o aventură extraordinară cu Dumnezeu și foarte mul multe lucruri care par imposibil de rezolvat se pot rezolva. Dacă Dumnezeu intervine și este alături de noi. Cuvântul acesta ar putea să ne motiveze la acțiune în toate lucrurile spirituale, în toate nevoile noastre și în toate crizele în care noi ne aflăm. Am putea să ieșim de aici cu acest poate, poate Dumnezeu ne va da o mână de ajutor. Este foarte ciudat că ucenicii Domnului Iisus Hristos s-au purtat destul de bizar în, în prezența Domnului în două, la două predici de ale Lui. Și găsim unele dintre cele mai ciudate intervenții de ale apostolilor, aproape că nu vine să crezi că ăștia au putut gândi așa. Domnul le-a vorbit despre divorț și le-a spus că... Din pricina împietririi inimilor lor, Moise le-a dat evreilor posibilitatea să se despartă pentru o carte de despărțire. Dar la început n-a fost așa. Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie să intermeze o familie și ăștia n-au voie să se despartă. Trebuie să stea împreună toată viața. Versetul 10, exact în același capitol 19 din Matei, spune că ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să însoare. Cu alte cuvinte, dacă nu putem scăpa de ea, nu, cu metoda lui Moise, cu o carte de sfârțire, atunci mai ce sens are să te însori, nu? Este foarte ciudat, foarte ciudat modul ăsta de a gândi a ucenicilor. Probabil că mintea lor așa era deja aranjată, nu? Că dacă nu merge, îi dăm o scrisoare și scăpăm de ea. Și Domnul le-a spus așa, eu însă vă spun că oricine își lasă nevastă afară de pricină de curvie și ea pe alta de nevastă prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Ucenicii au zis, dacă astfel stau lucrurile cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Fo Foarte ciudată intervenția asta. Exact pe aceeași pagină din Biblie, Domnul le vorbește despre bogății. Vorbește evreilor despre bogății și le dăm. Este incidentul acela cu tânărul bogat. Vine un tânăr bogat la Domnul Isus și spune, Doamne, vreau să fiu și eu mântuit, vreau să am viață veșnică. Și Domnul i-a spus, știi poruncile? Sigur că da, și le știam pe toate. Să cinstești pe tatăl tău, pe mamata, așa să nu prea curvești, să știa toate, toate le știa. Și atunci Domnul le-a zis: Dute te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoră în cer. Apoi vine și urmează-mă. Și ascultați, când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Și acum, din nou, intervin ucenicii. Iisus a zis ucenicilor, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă spun iarăși că este mai ușor să intre o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Atunci ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot. Îmi place expresia, uimiți de tot. Și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Păi ăștia erau săraci pământului. Hai să vorbim serios. Erau pescar, domnule, treau din undiță. Și cine, ia încerc, vorbiți cu pescare, că aveți în mesele, că ar, ar, îndrăzni să trăiască din undiță. <gătări> nu? Ar fi, ar fi teribil. Am, am citit despre un pescar că a venit acasă nicăjit, fără pește, s-a dus la magazin și a rugat-o pe doamnă, zice, Doamne, te rog, aruncă-mi un pește așa peste teșghea să-l prind. Dar de ce? Păi zice, pe scar prost, știu că să nu mă pricep, zice, dar nu sunt mincinos și nu pot să... Cum să mă duc la nevastă mea să-i spun că n-am prins pește, nu? L-ai aruncat, l-am prins, eu l-am prins, nu? Aici -i. Ăștia treau din undiță, domnule, treau din prins pește. Săraci, aveau de mâncare când făcea domnul rost de mâncare pentru ei. Și ascultați, când au auzit că bogatul intră mai greu în împărăția cerurilor decât o cămilă prin urechele unui ac, atunci a zis, Doamne, atunci cine poate să fie mântuit? Că ăștia aveau de gând, probabil, să se îmbogățească. Ăștia credeau acum că alătoria de Domnul o să ajungă ceva ministrii, nu? Și o să facă rost de ceva la ver, cum fac toți politicienii, nu? Nu știu cine dintre președinții americe au zis că politicienii care se îmbogățesc în politică trebuie să fie mari scroci. Și așa este adevărat. Că nu se poți îmbogăți în politică decât prin minciune, escrocărie. Noi vrem să alegem unul președinte acum din asta, care s-a îmbogățit de-a lungul vocat gata. Ei, când ucenicii au zis, Doamne, atunci, cine o să fie mântuit? Mântuitorul a spus aceste cuvinte la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință, toate lucrurile sunt posibile. În seara aceasta am să vă duc printr-o mică aventură prin Scriptură, aproape prin tot Vechiul Testament, și, să vedem câțiva oameni din Vechiul Testament care au folosit cuvântul ăsta poate. Și veți vedea, vom reabilita cuvântul ăsta în vocabularul nostru, că până acum el sună mai degrabă un cuvânt a necredinței, nu? Poate așa sau poate altfel. Prietenul meu, Coco Iacob Covaci, fetița lui Sharon, când era mică, o întreba bunica, Sharon, ai temă de casă? Și Sharon spunea, poate am, poate n-am. <laughs> depinde, depinde ce, ce se ivește. S-ar putea să n-am dacă trebuie să plec undeva, nu? Poate am, poate n-am. Mulți dintre noi credem că cuvântul ăsta nu face parte din vocabularul creștinului. Creștinul crede și la el nu există poate. Să vedeți că în Biblie nu este chiar așa. O serie de oameni l-au folosit Primul pe care vreau să uh, atrag, vă atrag atenția asupra lui este Avram. Avram uh, spune Sfânta Scriptură că uh, a început negocierea cu Dumnezeu pentru salvarea Sodomei și Agomorei. Dumnezeu s-a coborât din cer hotărât să nimicească cetățele astea de homosexuali, să le termine. Dar Avram știa că nepotul lui Lot locuiește în Sodoma. Și a început să mijlocească pe lângă Domnul și a zis, Doamne, poate că sunt 50 de oameni de treabă în orașul ăsta, o să distrugi tu tot orașul ăsta pentru 50 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu? A stat Avram să mai gândi și a zis, poate că sunt numai 40, Doamne. Și-a luat-o în jos, Avram, și-a zis, Doamne, numai acum te mai deranjez. Ascultați versetul 32 din Genesa 18. Avram a zis, să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data asta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici, ni, nimici nici pentru cei 10 oameni buni. Păcat că uh, Avram n-a mai avut curajul să meargă mai departe, că eu cred că uh, în mila și bunătatea lui Domnul ar fi spus și la cifre mai mici același lucru, dar aici a s-a oprit, s-a oprit credința lui Avram. Și credința lui Avram nu era absurdă, pentru că el gândea cam așa, este lot, nevasta, să trebuie să fie pocăiți, mai are două fete nemăritate, crescute bine acasă, și vreo trei fete măritate undeva în oraș, mai are și vreo trei gineri, așa că zece este, este ok, dacă zic zece, precis scăpăm Sodoma. Și n-au fost zece. Poate că nici ginerii aia lui Lot n-au fost uh, credincioși și probabil și fetele care s-au măritat cu ei s-au lăsat de pocăință, și n-au fost zece oameni și cetatea aceea n-a mai fost salvată. Avram mijlocește pentru Sodoma și Gomora. Mijlocește contând pe puterea neprihenirii oamenilor buni din cetatea aceea. Hotărește cifra finală 10, și așa cum spuneam, dacă ar fi mers mai departe, probabil că istoria ar fi fost diferită. Poate, poate că sunt îmi place modul acesta de a gândi. Noi nu mai vedem în lumea asta nimic ca bun, nu e așa? Dar poate că există totuși ceva bun în lumea asta pentru care Dumnezeu nu arde cu foc încă. Poate că mai este ceva. Ar trebui să avem, măcar ca și Avram, nădejdea în posibilitatea salvării, în posibilitatea mântuirii oamenilor din jurul nostru. Dar uneori am Perdut orice nădejde și nu mai credem, și nu mai avem nicio speranță, și nu mai există acel poate care oferă speranță mântuirii uneori rudelor noastre, prietenilor noștri, celor din jurul nostru, țării în care noi locuim. Nu mai vedem nicio altă posibilitate. Ar trebui să avem, ca și Avram, această credință care totuși mizează pe ceva pozitiv, pe ceva bun. Un al doilea om al lui Dumnezeu care folosește cuvântul acesta este Moise. Moise este sus pe munte cu Dumnezeu, primește tablele cu cele 10 porunci și când coboară în vale, frate-să Aron, care vrea să fie popular, nu? probabil că a, fă, a făcut un sondaj de opinie să vadă ce gândește biserica, nu? ce gândește societatea, la pol a ieșit bine, că ăștia vor idol dacă vor idol, el le construiește idol. Au venit imediat bijuteriile, cercei, aurul tuturor pentru vițelul cel de aur. Știți că pentru vițel de aur oamenii fac sacrificii foarte mari? Foarte repede. Pentru lucrurile bune, mai greu. Dar pentru alea vrele, oamenii fac sacrificii imediat pentru idoli. Rapid, fac orice sacrificiu major pentru idoli. Și Aron a construit un vițel de aur la care tot Israelul s-a închinat. Știți, istoria Moise a fost oripilată de, de, păcatul acela îngrozitor și spune uh, cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 32, versetul 30, ca a doua zi, după ce Moise a dat cu tablele de pământ, uh, și a venit mânia lui Dumnezeu peste poporul acesta, căzut în păcat. A doua zi Moise să zis poporului, ați făcut un păcat foarte mare. Acum mă, am să mă sui, acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Este nădejde aceea în posibilitatea iertării lui Dumnezeu, în șansa iertării poate voi găsi iertare la Dumnezeu pentru păcatul vostru. Știți până unde s-a dus Moise? Până să renunțe la propria lui mântuire. I-a zis, Doamne, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să nu ierți pe ăștia, iartă -i. sunt poporul tău. S-a tocmit cu Dumnezeu, s-a certat cu el, a spus, Doamne, o să te faci de râs, E scos din Egipt, i dus până aici și toate neamurile pământului o să zică că n-ai fost în sare să duci mai departe. Dacă vrei să pedepsești pe cineva, pedepsește-mă pe mine. Iau pe mine, pedepsa asta, șterge-mă din cartea vieții. Extraordinar! Un om care se duce la Dumnezeu crezând că va obține iertare pentru ai săi. Poate voi găsi iertare la Dumnezeu. Poate voi căpăta iertare pentru păcatul vostru dacă am putea fi și noi așa de determinați măcar pentru proprii noștri copii, pentru nepoții noștri, pentru părinții noștri, pentru frații noștri, să ne ducem cu acest poate înaintea lui Dumnezeu, poate Dumnezeu să ierte, dar noi nu știm decât păcatul lor care este așa de mare, nu? Foarte mare, a făcut un păcat foarte mare și ne oprim aici. Acum o să vină băta lui Dumnezeu peste voi, o să vină focul iadului, o să vă mănânce. Știm toate rețetele de distrugere a păcătosului. Dar se zice, am să mă duc la Dumnezeu, poate găsesc iertare pentru voi. Nu renunța, indiferent cât de mari păcate le-au făcut cei dragi ție, nu renunța. Dute la Dumnezeu cu acest, poate voi găsi iertare pentru ei. Nu renunța. Uneori renunțăm și renunțăm la veșnicia copiilor noștri, la veșnicia nepoților și a fraților noștri. Și nu ne mai ducem și nu mai mijlocim. Ci parcă așteptăm să vină mânia lui Dumnezeu și să facă Dumnezeu dreptate cu păcătosul ăsta, că uite, Domnule, ce-o făcut. Ne oprim aici, la constatare, ați făcut un păcat foarte mare. Și ar trebui să mergem mai departe și să ne suim la Dumnezeu, poate vom căpăta iertare pentru păcatul acela. Poate vom căpăta iertare. Asta înseamnă mijlocire pentru cel căzut în păcat. Și mai să știe să o facă mai bine ca oricine. Un alt personaj, tot din vremea aceea, este Caleb. Știți că Iosua și Caleb au fost singurii dintre cele două, 12 iscoade care au venit din Canaan cu un raport foarte pozitiv. Și i-au încurajat pe evrei, o să-i mâncăm pe uriașii aceia, pentru că Dumnezeu este cu noi. Zece au înmuiat inima poporului și au descurajat. Drept răsplată, ăștia doi, Iosua și Caleb, intră în Canaan. Cu cere sara, trec Iordanul și intră în Canaan. Este foarte interesantă istoria, puteți să o găsiți asta în Iosua, capitolul 14. S-a dus la Iosua Caleb, avea 85 de ani. Ascultați, avea 85 de ani. Și a zis lui Iosua: dă muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, că ce ai auzit atunci că acolo sunt anachimi. Anachimi erau uriașii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Să fii 85 de ani, nu? să te gândești mai mult la împărăția cerurilor, la plecarea din această lume și totuși să te duci să spui, dă mie muntele asta care e cel mai periculos, acolo unde sunt uriașii cei mari, acolo unde sunt cetățile alea întărite de care se teme toată lumea, dă mi le mie, Moise, dă mi le mie, trimite-mă pe mine și poate Domnul o să fie cu mine este de aceea în posibilitatea succesului în lucrare. Posibilitatea succesului în lucrare. Dacă mă rog lui Dumnezeu pentru ceva în aceste zile, este să-mi dea mintea asta lui Caleb, să-mi dea inima asta lui Caleb. Că este așa de greu să vezi succes în lucrare. Vezi numai o munte mare, vezi numai uriaș, vezi numai cetăți întărite, Vezi numai oameni care nu au niciun chef de nici de pocăință și nici de biserică. Vezi apatie, vezi descurajare, vezi cum moare cântarea de laudă în biserică și dintr-un grup mare de laudă mai a rămas doi. Vii miercurea seara la rugăciune și nu sunt decât o mână de oameni. Vei duminică dimineața la 10 și bate vântul. Și este greu să mai crezi în uh, posibilitatea succesului în lucrare, în de asemenea, pentru că te uiți la, la, realități, te uiți la munte și muntele e mare și tu ești bătrân. Te uiți la uriași uh, uriaș și uriași sunt uriași. Ok? Fuge toată lumea de ei. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea inima aceasta lui Caleb și să spun, Doamne, dă-mi muntele ăsta, Poate Domnul va fi cu mine și va da izbândă. Așa cum a promis. Eu zice, Caleb zice: Dumnezeu nu ne-a dus pe noi aici, din Egipt, ca să murim acum. Ce ne-a dus să ne dea o mare victorie. adevărat că în față sunt uh, uh, obstacole. Nu se poate fără obstacole, nu așa? Sunt uriași, sunt cetăți mari, sunt dificultăți. Dar Caleb se aventurează cu Dumnezeu în cucerirea acestei, acestui Canaan și se încurajează în posibilitatea aceasta ca Domnul să fie cu el. Nu e sigur de treaba asta. Nu e sigur de treaba asta. El nu se duce la sigur. A, oh, ăștia sunt deja, am niște morți în picioare, am terminat cu ei. Eu nu. El zice, poate Domnul să fie cu mine și o să fie victorie. Dar ușa este deschisă în același timp și pentru că Domnul să nu fie cu el. el. El, știe foarte bine lucrurile acestea. Întotdeauna credința pornește cu acest poate înainte. Ea mizează pe posibilitatea ca Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să fie de partea ta. Câteodată s-ar putea să nu asculte, să nu vină. Dar ești ca și tineri aceia în cuptor, nu? Tinerii evrei eu au spus, Dumnezeu, poate să ne scoată de aici. Putem să scăpăm, dar putem să și murim în același timp. Dar nu contează care este rezultatul. Morim sau trăim. Noi nu o să ne închinăm niciodată înaintea statuii tale. Noi o să ne închinăm numai înaintea Dumnezeului nostru. Acțiunea aceasta lui Caleb cu acest poate, este o dovadă credinței lui, pornește la acțiune. Bătrân, vorba aceea, 85 de ani, munte înalt, muntele acesta, Anachim, Uriaș, cetăți mari, întărite, se duce la acțiune și le cucerește. Și Domnul îi dă Uriașii în mâna lui și are o mare victorie. Ar trebui să credem în victorie, ar trebui să credem în, în izbândă, pentru că S-ar putea să fie Domnul cu noi. Pornim la acțiune mizând că s-ar putea să intervină și să facă miracole. Calea nu zice, până nu-mi nu, până nu garantează Domnul că o să fie cu mine, nu? Până nu sunt sigur că plecând la luptă cu uriașa aceea, o să-i înving dacă îmi garantează Dumnezeu că cuceresc cetățile, mă, mă duc la lucru, mă duc la luptă. Unii dintre noi așa vrem, să ne garanteze Dumnezeu succesul și apoi ne ducem. Așa, harta făcută, complet, garanția scrisă, asigurarea semnată. Credința nu funcționează așa. Ea mizează întotdeauna pe posibilitatea intervenției lui Dumnezeu. Un alt om care poate să ne inspire pe toți este Ionatan. Ionatan este prietenul lui David, este fiul lui Saul, este un bărbat extraordinar, foarte curajos. Spune Sfânta Scriptură că a început un război cu filistenii și filistenii cuceriseră o trecătoare, ce înseamnă o trecătoare, era între două piscuri de munți foarte înalți, boțet și sene, așa se numeau cei doi piscuri de munte. Pe amândouă piscurile deasupra, pe stâncile acelea, erau uh, uh, soldații uh, filisteni. Erau ocupate de gărzi filistene care păzeau trecerea respectivă. Ionatan se duce la cel care îi purta armele, la colegul lui de luptă, dacă vreți așa, și spune vino și să pătrundem până la strajă acestor neteați în prejur. poate că Domnul va lucra pentru noi. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire pentru un mic număr ca printr-un mare număr. Este foarte interesant, ăștia sunt două persoane uh, jos în vale, într-o trecătoare extrem de periculoasă și au o strategie simplă. Zice, ne vom duce uh, până când ne vor vedea și dacă filistenii o să zică, stați pe loc că venim noi la voi o să stăm și o să fie bai. Dar dacă o să zic că veniți aici sus la noi să vă arătăm ceva, nu, să vă arătăm armele noastre, atunci Domnul îi dă mâna noastră pe și am cucerit stânca aceea. Se duc și este foarte interesant cum reacționează acest tânăr care îi poartă armele, spune, planul tău este foarte ciudat, dar fă ce-ți spune inima și eu am să mă duc cu tine exact unde vrei tu să, să mergem, fă ceea ce te îndeamnă inima acum. Se duc și când ajung la stâncele acelea de pe coma muntelui filistenii, spun, hei băieți, urcați aici la noi să vă arătăm ceva. Și ăștia se duc și cuceresc toată stânca aceea. Eu moară pe toți filistenii. Și Dumnezeu a dat o mare izbăvire lui Israel prin faptul că punctul acela strategic a fost câștigat de doi oameni, care au pornit la luptă cu premiza aceasta: poate că Domnul va lucra pentru noi. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Ce mari victorii am avea noi în lucrarea lui Dumnezeu dacă am avea credința acestor oameni, acestui Ionatan. Dacă ne vom aventura în luptă cu această premiză, poate Domnul va lucra pentru noi. Cineva a spus că ar trebui să îndrăznim să facem lucruri așa mari pentru Dumnezeu, că dacă El nu intervine, ne-am face de râs. Dar noi nu riscăm să ne facem de râs, așa e? Noi calculăm tot, tot, tot și nu pornim la lucru până nu știm necă e să nu râdă lumea de noi, nu-i așa? Să nu râdă lumea de noi. Că părerea lumii este mai importantă decât părerea lui Dumnezeu. Ionatan crede în posibilitatea intervenției lui Dumnezeu într-o vreme de mare criză. Crede că Dumnezeu poate interveni atunci când există o criză. Și atunci el spune, Dumnezeu va da o biruință mare și pentru un număr mic de oameni. Noi ne uităm la noi, ne comparăm cu alte biserici mari, nu-i așa? Și ziceam, ce? asta nu pot să facă nimic. Și ne spun și eu, aia mari, care stau sus pe munte, nu? Că suntem puțini și nu suntem în stare de nimic. Și am început să-i credem că așa este. Știți că Dumnezeu poate da victorii foarte mari printr-un număr mic de oameni? Vreți exemple din istorie? A plecat Gedeon la luptă și Dumnezeu zice, oh, să prea mult, prea, prea, mare armata e. Ea trimite pe aia care sfricoșa acasă și a plecat foarte mult. Să temeau de luptă, nu? Păi mai a selectat și după cum beau apă și au rămas cu 300, cu 300 de oameni. Și acum Gedeon a zis, Doamne Dumnezeu, cu ăștia care nici măcar nu știu să bea apă, cum trebuie, nu? Cu ăștia să mergem la război. Și Dumnezeu a demonstrat încă o dată că victorile lui sunt ale lui. Și nu contează cât sunt cu el. Dumnezeu dă izbândă mare prin cei puțini care sunt dedicați lucrării lui Dumnezeu. Poate că David ne poate inspira la alte momente de criză din viața noastră. Unii dintre noi nu mai credem că situația poate să se schimbe. Am început să ne resemnăm. Ba, suntem bolnavi și nu o să ne mai vindecăm, ba, suntem săraci și nu o să ne mai revenim, ba, cine știe ce suntem și nu mai, e, nu se mai poate face nimic. David era într-o situație de mare criză din viața lui. S-a răsculat împotriva lui propriului copil l-a dat jos de pe tron, era alungat acum, pleca, fugea să-și scape viața, pleca desculț și plângând din fața propriului lui copil. Și întotdeauna, așa cum vorbea și Marius, când ești slab, când ești lovit, atunci vine diavolul cu, cu atacurile lui. Întotdeauna diavolul va ataca când te găsește slab, când te găsește epuizat, și mei, un dușman de al lui David de pe coama Muntelui mergea și arunca cu praf și cu țărână după David și spunea îl blestema pe David. Bine, se face, așa trebuie om al sângelui. Îl blestema cât îl ținea gura și se bucura de falimentul lui David. Totdeauna vor fi oameni care se vor bucura de falimentul tău. Totdeauna vor fi din ăștia unul dintre soldații lui David zice, lasă-mă să mă duc să-l omor pe câinele la mort, că un câine mor deja. David zice, nu. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Refuză, refuză să astupe gura la câinele ăla care lătra. Refuză să coboare la nivelul lui. Refuză să se poarte ca el refuză să vorbească ca și el. Ispita este foarte mare. Când cineva te blastămă, nici tu nu dai chiria la gură, nu? Și ție -ți vine să-i spui câteva așa să, să -ți țină minte. Nu? Ispita este foarte mare. Și dacă ești și om iscusit la Condeca și David, ai fi putut scrie un psalm din ăla de blesteme, cum a mai zis, mai scris l despre alții în de -a lui, nu? Să rostească niște cuvinte de la foarte grele, dar n-a zis nimic și a zis, poate că Domnul se va uita la necazul meu. Acum ați alungat, bătut, desculț, mă duc, fug, plângând, așa? Și ăsta și mă bat Poate că Dumnezeu va analiza situația asta și o să o schimbe. Și în locul blestemelor care le pune asta pe mine, o să-mi facă bine Dumnezeu să se poarte bine Dumnezeu cu mine pentru că este asta. Îmi place enorm de mult cum gândește David în momentele acestea de criză, pentru că la momente de criză nu gândești bine. Ești la tensiune, ești la... Poți, poți să faci erori foarte mari. Unul dintre motivele care m-a determinat să plec și să fim ceea ce suntem acum biserică este că mi-am dat seama în luptele acelea că s-ar putea să mă port ca și ăia care să purtea ură cu mine. Eram pe punctul să, să cedez. Și e foarte grav. Și decât să cobori la nivelul lui și mei, mai bine pleci. Mai bine taci și te duci, că poate Domnul va întoarce lucrurile spre binele tău. Și așa s-a întâmplat în viața lui David. Blestemului și mei, cei răi care își arată colți în momentele tale de slăbiciune, ăștia n-au viață lungă. A murit David și înainte să moară i-a spus lui Solomon, ai grijă de omul ăla să nu, să nu moară bine. <laughs> să nu moară bine. Și nu a murit bine, pentru că Solomon, în înțelepciunea sa, i-a dat un fel de restricție. Așa, nu pleci din zonă, stai aici, dacă pleci, o să fie bai. Și l-au plecat și o tăia capul. L-au terminat pe și mei. Cei răi vor da socoteală mai devreme sau mai târziu. Dar trebuie să ai nădejde aceasta în posibilitatea schimbării situației, indiferent cât de dramatică și de. de groaznică este situația aceea. Nu se poate o situație mai îngrozitoare ca lui David. Să fugi de proprietate copiii, să, să fii un rege fugar, să fii desculț și să nu știi ce se întâmplă a doua zi cu tine. Să capeți de mâncare din mila altora. A venit Barzilai, un bătrân care a dat de mâncare și le-a dus și paturi unde să doarmă vieții oameni. A avut grijă de David. Uh. Dumnezeu poate întoarce situația aceea dramatică spre binele tău. Atunci când gândești așa, poate Domnul se va uita la necăzul meu și mă face bine. Și Dumnezeu a făcut bine. Vreau să închei cu două afirmații, de data asta le face un rege, Ezechia, și apoi vom avea și un profet pe Ieremia. Ezechia crede în posibilitatea unei victorii. A venit Rabșache, asirienii cu armată foarte mare împotriva lui Israel și amenințați în toate felurile, în bătaielor de joc, le-au scris scrisori cu amenințări. Ezechia spune așa. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Brașache pe care l-a trimis împăratul la Sirie, stăpânul său, să bazocorească pe, Domnul, pe Dumnezeu cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îi va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Singura nădejde a, a lui, a poporului lui Dumnezeu era ca Dumnezeu să intervină să facă dreptate. Dumnezeu să dea o victorie. Și s-a întâmplat asta pentru că au oferit această ușă deschisă ca Dumnezeu să lucreze. În Eremia, în capitolul 36, versetul 7, Eremia rostește cuvintele acestea. Poate că se vor zmeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea cea rea, Căci mare este mânia și urgia cu care a amenințat Domnul pe poporul acesta. Poate se vor pocăi, nădejdea în posibilitatea pocăinței celui căzut. Mai credem noi că cei căzuți pot fi recuperați? Dacă am crede, ne-am ruga în continuare pentru ei. Dacă am crede, i-am mai chema încă la biserică. Dacă am crede, i-am îndemna la lucrurile bune. N-a mai rugat Domnului pentru ei. Speranța lui Ieremia este că Dumnezeu va avea milă și oamenii aceștia își vor veni în fire și se vor pocăi. Poate că va auzi cineva azi mesajul pocăinței, mesajul Evangheliei. Poate că oamenii aceștia se vor pocăi și se vor întoarce la Dumnezeu. Vreau să închei cu câteva idei în concluzie. Un gânditor francez spune așa că prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu de fapt oferă prea puține dovezi ca să fim siguri și suficiente să nu ne îndoim. Deci nu ne dă prea multe să fim siguri de existența și de intervenția sa, dar nici nu ne lasă fără dovezi ca să ne îndoim total de prezența lui. Și aici merge foarte bine cuvântul poate. Poate că Domnul intervine, poate că Domnul mă va scoate de unde sunt, poate că Domnul mă va vindeca, poate că Domnul va, va da o victorie, poate că Domnul va întoarce copiii mei la Dumnezeu, poate că Dumnezeu ne va da o imare izbândă. Pune lucrul acesta și dute la lucru, dute du în acțiune. Cuvântul acesta este rostit de oameni care au acționat, nu au stat pe loc. Doi, Credința este nădejdea în intervenția lui Dumnezeu, în miracol, în minune. Poate Dumnezeu va interveni. Nu suntem siguri de asta? Dar, așa cum spuneau tinere aceea, nu contează. Nu contează rezultatul. Noi vom crede în continuare în Dumnezeu nostru și nu ne vom abate de la el. Saltul de la imposibil la posibil. Nădejdea care acționează credința. Sărim de la imposibil spre posibil, pentru că avem această nădejde că poate Dumnezeu intervine. Poate Dumnezeu intervine. Ai o problemă? Nădejduiește, îndrăznește, roagăte, acționează. Poate Dumnezeu intervine. Dumnezeu nu intervine dacă tu nici măcar lucrurile astea nu le faci. Ai încetat să te rogi, ai încetat să crezi, ai încetat să acționezi. Dumnezeu nu mai intervine, te lasă atunci. Ai, tu ai cedat. Încă o dată, cei trei tineri din Babilon au făgăduit lui Dumnezeu o închinare fără condiții. Nu este o închinare în urma unui rezultat pozitiv. Doamne, dacă mă vindeci, am să mă pocăiesc și... Eram student la Timișoara când m-am întors la Domnul în primul an de facultate și biserica din Timocului, atunci, din Fabri, cum ziceam noi, a început să se roage pentru o femeie care și-a pierdut vederea. Era oarbă. Nu mai vedea absolut deloc. A venit la biserică în timpul serviciului de biserică și a declarat că dacă Dumnezeu o vindecă pe ea, ea se pocăiește și se întoarce la Domnul și... Cu toată biserica am postit și ne-am rugat pentru femeia aceasta și Dumnezeu a deschis ochii acestei femei, a început să vadă. Am mai venit la biserică o lună, două, după care au dispărut complet. Oamenii nu se țin de cuvânt când Dumnezeu îi binecuvântează. Ar trebui să ne ținem de cuvânt și să ne închinăm Domnului indiferent de circumstanțe. fără condiții. Dar credința este aceea care întotdeauna încearcă imposibilul. Poate Dumnezeu intervine și va avea loc un miracol. Și așa de minunat este când miracolul are loc. Și este așa mare bucurie. V-aș încuraja în această seară, indiferent prin ce treceți, nu abandonați speranța, nu pierdeți nedejdea, nu vă lăsați resemnați. Contați pe posibilitatea miracolului, pe posibilitatea intervenției lui Dumnezeu. Du-te înaintea lui Dumnezeu și roagă-te, insistă, bate și ți se va deschide. Nu spune Biblia cât să bați. Sunt oameni care bat de două ori și li se deschide ușa, nu-i așa? Dar sunt oameni care bat și vin și bat ani de zile la ușă și de abia în sfârșit deschide ușa cineva. Nu întotdeauna cine caută găsește imediat. Așa ne-ar face o mare plăcere, nu? Să am pierdut ceva imediat, am găsit. Wow, ce, ce, simplu, nu? Uneori cauți zile întregi și găsești când, când nici nu cauți. nu e așa? Găsești obiectul când nici nu l-ai căutat. Cine cere, capătă. Dar asta nu înseamnă capătă imediat, uneori. Cine cere, cine bate, cine caută, primește un rezultat. Poate Dumnezeu aude, poate Dumnezeu deschide, poate Dumnezeu răspunde, poate Dumnezeu dă. Asta este credința cu care trebuie să pornim întotdeauna la acțiune, contând pe intervenția lui Dumnezeu. Și haideți să încheiem cu rugăciune, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm um, înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru ziua de astăzi. Și problema aceea cu care te lupți de atâta vreme, vin înaintea Domnului cu ea acum, Poate astăzi, acum, în seara aceasta, este timpul ca Dumnezeu să audă. Este momentul în care Dumnezeu să deschide ușa. Poate Domnul de izbândă în seara aceasta să ne rugăm cu credință.